Reformele de la Academie pornesc din 2004, când, făcându-se un inventar a tot ce a mai rămas după tranziția devastatoare, a fost pregătită o nouă formulă a comunității științifice, aprobată prin Codul Științei și Inovării. Schimbările, optimizările au durat în toți acești ani, dar iată că noua redacție a Codului face o schimbare radicală de structură. Am avut așa o discuție, eu am acceptat și am spus că acceptăm, dar timpul va arăta. Dar nu o să facem nimic. Reforma nu va avea un efect pozitiv, pentru că reforma se face pentru om. Omul trebuie să simtă că ceea ce s-a schimbat, el a beneficiat. Cercetătorul trebuie să beneficieze. În redacția nouă, codul prevede că institutele Academiei sunt transferate în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Unele subdiviziuni sunt absorbite de alte instituții, iar managementul științei, concursul proiectelor și repartizarea finanțelor pentru cercetare este încredințată unei agenții guvernamentale. În rest, ce mai rămâne din Academie se transformă într-un organism de consultanță și evaluare. Aici vor fi stocate toate rapoartele anuale de pe segmentul cercetare, fie în institute, universități sau entități care au această componentă prevăzută în statut. Reforma, în primul rând, s-a făcut pentru alinierea la standardele europene în domeniul cercetării. Și tot, în primul rând, pentru eficacitatea rezultatelor științifice și îndreptate în dezvoltarea țării și pentru îmbunătățirea stării atât materiale cât și creative a cercetătorului. Iată, astea trei, care nu poți să spui 1, 2, 3. Ele toate sunt foarte importante și noi le-am acceptat. Mi-mi pare foarte rău. Și mi-mi pare foarte rău de acele persoane care continuă astăzi să lupte cu niște mori de vânt, să lupte cu niște lucruri care de amă nu mai există. Astăzi noi trebuie să îndreptăm toate eforturile și toate forțele pentru a continua consolidarea comunității științifice, pentru a cere din partea celor care primesc decizii ca să aibă grijă de cercetător, să aibă grijă de cercetare, să aibă grijă de inovare, să elaboreze așa politici, așa acte normative, ca ele să stimuleze creativitatea cercetătorilor, dar să nu blocheze. Decizia care a fost luată de Parlament a fost neașteptată. A fost frustrantă oare pentru cei care vizează? E greu de spus, pentru că schimbarea s-a produs doar de iure. E adevărat însă că e derutantă. La reformă s-a lucrat mai mulți ani studiindu-se experiența țărilor din Uniunea Europeană. Pentru Republica Moldova însă termenul de reformă este unul care de fapt are conotații, da, mai mult negative. De aceea și în mediul cercetătorilor, tot ceea ce se realizează acum, începând cu luna iulie anul 2017, are mai mult o conotație, să zic, negativă. Și vă spun de ce. Mai mult timp, o grupă de experți din societatea civilă, din mediul academic și experți ai Comisiei Europene au lucrat la un proiect de reformare a Academiei. Au fost realizate mai multe mese rotunde, întâlniri, discuții privitor la acest proiect. Însă, pe ultima sută de metri, acest proiect a fost în câteva zile modificat, fără participarea actorilor principali care au contribuit la promovarea proiectului precedent și peste câteva zile a fost adoptat legea privind modificarea Codului Științei și Inovării, astfel încât institutele toate, avute sub auspiciile Academiei, au fost transferate către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Vreau să zic că asemenea reforme s-au realizat și în alte state. Deci chiar mai de ună priveam un material privitor la rezultatele unei reforme în Federația Rusă, unde institutele au fost concentrate sub auspiciile unei agenții de stat, care de fapt avea menirea să gestioneze patrimoniu și să nu aibă implicații în cercetări. Dar pe parcurs, cel care stăpânește finanțele, mijloacele, chiar și nevoit, câteodată determină și direcția, tematica și conținutul unor sau altor cercetări.
Așa, eu sper că la noi, deci, totuși lucrurile vor avea o întorsătură benefică pentru institutele academice. Datele de la Eurostat arată că în total, în cele 28 de țări ale Uniunii Europene, universităților li se repartizează 56,7% din toți banii bugetului, organizațiilor publice 29,8%, iar companiilor 12,6%. Proporția diferă de la o țară la alta, chiar și la nivel global. Institutele de cercetare publice au o pondere de peste 50% în Japonia, Croația, China, România, Bulgaria. Între 40 și 50 în SUA, Germania, Grecia, Polonia și Coreea de Sud. Pe de altă parte, există țări unde cercetarea este concentrată în universități, în proporție de 90% în Danemarca, peste 70% în Estonia, Suedia, Lituania și Islanda. Ceea ce s-a produs acum în Moldova este de fapt un transfer de la o entitate guvernamentală la alta. Cu ce scop? De fapt, în esență, schimbarea fondatorului n-ar fi cazul să afecteze conținutul și calitatea cercetătorilor. Dar să nu uităm că, totuși, până la urmă, ministerele sunt produsul unui conjuncturi politice. Până acum, eu, în calitate de director, am reușit să păstrez la o distanță institutul de o aripă sau alta politică și să promovăm imparțialitatea, caracterul obiectiv al cercetărilor. Cât vom fi director, voi încerca și în continuare să păstrez această imparțialitate și să promovez cercetări obiective. Slavă Domnului, deci viața social-politică din Republica Moldova ne oferă prilej și subiecte extraordinar de interesante pentru cercetare. Cu titlul, de exemplu, vreau să vă zic că anul trecut noi am promovat mai multe manifestări științifice și consacrate, e clar că în primul rând procesului integrării europene, dar și schimbărilor politice în Republica Moldova, inclusiv schimbarea sistemului electoral. Mai mult ca atât, asemenea manifestări am realizat nu numai aici la Chișinău, în cadrul institutului, dar și în universitățile regionale. Mă refer la Cahul, mă refer la Comrat, mă refer la Bălți. Astfel, chiar și acum, subiectul încă n-a dispărut din discursul public, ori el este foarte important pentru noi. Mai mult ca atât, vreau să vă comunic că anul trecut, la fine de an, noi am toți directorii de instituții am hotărât să constituim o comunitate a instituțiilor academice, așa se numește Asociația Directorilor Instituțiilor Academice, pentru a avea o platformă de inițiative, eu știu, de promovarea diferitor subiecte, dar și pentru a promova interesele comunității academice din instituții. Crearea asociației nu e întâmplătoare, e o încercare de a păstra o anumită autonomie a instituțiilor, cel puțin la capitolul conținutul cercetărilor. Eu cred că ceea ce ați întrebat dumneavoastră le pare la cei care pur și simplu nu vor să intre în profunzimea schimbărilor. Pentru că și eu am trecut prin aceasta, că îmi pare că iată, îi fac această schimbare, dar nici măcar nu. Nu. Eu acum vreau foarte, deci, răspicat să declar că ea a fost gândită. Cel mai important este astăzi ca atât actorii, deci cercetătorii, cât și factorul de decizii, guvernul, parlamentul, partidele politice, să se consolideze în jurul acestei schimbări, să o susțină și să facă tot ce e posibil ca rezultatele științifice să fie cât mai aplicabile în dezvoltarea țării. Noi nu o să avem. Noi suntem o țară cu cea mai mică cifră de afaceri din toată Europa. Cu cel mai mult mic produs intern brut. Dacă noi avem de pildă 5-6 miliarde, dar 18-20 de miliarde are Estonia cu 1 milion de locuitori, eu vreau să vă întreb unde sunt banii. Eu vreau să vă întreb, unde suntem noi? De ce noi lucrăm? Noi suntem știința? Noi mi se face câteodată impresia că noi în Republica Moldova avem mai multe transnistrei, mai multe ducate, așa cum erau în Italia. Așa e? Și fiecare ducat își bate capul de sine și nici nu vrea să știe ce, dar dacă nu poți, trebuie să ai o armonie. În dezvoltare trebuie să fie o armonie. Între economie și între cultură, între cercetare și între dezvoltare.
Fără armonie, noi nu putem. Și totul ce se face astăzi în Republica Moldova se face pentru a consolida puterile, forțele și pentru a le armoniza, nu numai pe intern, dar și cu standardele europene. Reforma nu înseamnă minimizarea numărului de cercetători, afirmă directorul Institutului Dezvoltării Societății Informaționale, aducând și o comparație. Când avem un hectar de pământ, nu ne dezicem de jumătate din el pentru a-l optimiza și căutăm modalități de a lucra mai eficient și a avea rezultate mai bune. Este important ca să luăm în considerație că nu tot ce se numără contează și nu tot ce contează se numără. Iar reforma nu înseamnă simplu minimizarea numărului de instituții sau numărul de cercetători. Este important să găsim instrumente care ar permite cercetării să prospere în Republica Moldova. Potențial științific uman, cu părere de bine, încă a mai rămas. Este important să creăm acele oportunități ca cercetarea să aibă acele grade de libertate, dar spre rezolvarea problemelor Republicii Moldova. Dacă am urmărit tendințele, rezultatele științifice obținute de Republica Moldova în ultimii ani, acceptarea în programul Cadru 7, acceptarea în programul Orizont 2020, proiectele câștigate prin concurs, competitivitate foarte sporită, denotă că comunitatea științifică s-a consolidat. Este important acum să nu o distrugem. Este important să o consolidăm și să creăm aceste oportunități pentru dezvoltare. Iar impactul cel mai așteptat ar fi în educație, pentru a permite circulația cunoștințelor pe cât mai devreme posibil către educație, către diverse domenii care sunt în dezvoltare. Antrenarea cercetătorilor în proiecte specifice poate aduce beneficii considerabile țării. Dintre 3.300 de cercetători din Republică, 2.500 sunt angajați în institute. Finanțarea cercetării în 2017 a fost de 503 milioane, dintre aceștia 360 milioane bani publici, 174 milioane bani câștigați prin contracte, implementări, proiecte internaționale. Altfel spus, 30% au fost obținuți prin atragerea sectorului privat. Ianuarie a fost luna dărilor de seamă. Secțiile și-au prezentat rapoartele cu rezultatele obținute, remarcându-le pe cele cu rezonanță internațională. De exemplu, o publicație plasată în revista britanică Nature, Natura. Au sintetizat câteva substanțe care au proprietăți enorm de active antituberculozice. A făcut testări, au elaborat o nanocapsulă și au publicat un articol într-o revistă foarte prestigioasă internațională în aici, cu un factor de impact 57. Nu pregăsești nici în Germania, nici în Anglia, nici în Franța așa publicații. Deci înseamnă că citările au fost într-atât de masive, lucrarea prezintă așa de mare interes că toată lumea vrea să știe cum cercetătorii moldoveni au reușit deci să elaboreze această nanocapsulă. Vreau să vă spun că în mare măsură am participat și eu de mai mulți ani, dar principalul l-aș menționa pe doctorul Vyacheslav Boldescu, care a avut o stagiere de 2 ani de zile în Institutul ISPRA din Italia, dar este un centru european de cercetare a domeniilor foarte fundamentale cu aplicațiuni practice. Se știe că peretele bacteriei e foarte greu de penetrat ca medicamentul să-l distrugă din interior. Dar se mai știe că peretele conține colesterol. Chimiștii au constatat că acesta poate să formeze complexe cu substanța numită ciclodextrina. Ajungând la peretele bacteriei, ciclodextrina injectată se infiltrează în colesterol și îl elimină din perete, formând o breșă de dimensiuni nano prin care molecula de medicament pătrunde în interiorul bacteriei. Ea dereglează biosinteza bacteriei și o face să piară. Aș vrea să menționez lucrările din anul 2017 efectuate la Institutul de Microbiologie sub conducerea
Acacian rudic. Deci ei au reușit să sintetizeze împreună cu chimiștii substanțe chimice compus complex a ferului, care i-a obținut prin metode biotehnologice, prin tehnologii biologice sau microbiologice, și această substanță s-a aflat că ea poate să fie utilizată la remedierea solului poluat de pesticide. Microbiologii și fizicienii au făcut o combinație din organisme minuscule care populează solul și nanoparticule de fier de o anumită valență. Actinomicetele, de fapt, folosesc pesticidele în hrana lor. Prelucrându-le, le transformă în fertilizanți, iar fierul amplifică acest proces. Universitatea Tehnică, unde a creat un centru de materiale, nanomateriale, domnul academician Tighineanu, la fel au, în 2017, au descoperit o substanță, un material cu proprietăți, cu nanotuburi sau cu proprietăți nanogăunoase și proprietăți magnetice, care la fel se încarcă, pot fi încărcate cu diferite substanțe, de fapt, și antibiotici, substanțe anticancerogene, care pot, cu ajutorul magnetului, dacă având proprietăți magnetice, să fie transportat în organismul viu în țesuturile afectate de tumori afectate, deci de pildă, și de la tuberculoză, la fel, ar putea ca și nanocapsulele. Așa că, iată, aici eforturile a 3-4 școli unde participă academicianul Rudic, academicianul Sidorenko, academicianul Tighineanu și eu împreună am reușit să pornim un domeniu foarte important legat de tratarea diferitor boli cu ajutorul substanțelor chimice sau cu substanțelor farmaceutice, dar punctual, țintă, localizat. Acesta este un palmares serios de rezultate care, deci, a fost obținut anul trecut. Invenția a fost numită convențional microsubmarină, un nanotub în formă de con care se deplasează prin lichid datorită bulelor de oxigen care se formează în interior și sunt degajate prin latura mailară. Mișcarea o provoacă însuși materialul din care e făcută microsubmarina, dioxidul de titan. La compartimentul științei ale naturii, evenimentul anului a fost lansarea celui de-al doilea volum din colecția Flora Basarabiei, o lucrare fundamentală inițiată de academicianul Andrei Negru. Noi considerăm că în regiunea noastră inedită, unicală, formată în bazinul a două râuri, Nistru și Prut, avem o faună și o floră foarte deosebită. Noi cândva am publicat 4 volume de Flora, deci Republicii Moldova, și 4 volume de Fauna, Republicii Moldova, cu denumirea Lumea Animală și Vegetală. Acestea sunt lucrări fundamentale, acele erau mai mult pentru popularizare, pentru ca lumea să cunoască denumirea animalelor și a plantelor, nu numai din America Latină și Africa și Asia, dar și de la noi, că la noi toți sunt foarte mult interesante și deci organisme și plante care cresc numai la noi. Și ceea ce aș vrea să menționez pentru Institutul de Zoologie, că au reușit să le introduc în baza de date internațională. Aș vrea să vorbesc despre hibrizii de porumb a Institutului Porumbeni, care anul trecut a fost omologat în România, România fiind stat european, ei având o convenție comună în acest domeniu, deci are posibilitate acest institut ca să comercializeze hibrizii săi foarte buni, apropo, foarte buni hibrizi, nu numai în țările CSI sau în fostele țări sovietice, unde ei continuă mai departe și în Belarusia și în Kazakhstan și parțial în Rusie, deși acolo sunt tensiuni în relațiile noastre. Dar s-a început de acum omologarea lor și comercializarea în Uniunea Europeană. Este un succes extraordinar, pentru că noi când vorbim despre rezultate științifice și noi când vorbim despre performanța produsului scientologic, noi imediat ne punem întrebarea, dar unde este marketul, unde este piața unde noi am putea să realizăm? Noi avem acum, sigur că, un vector Uniunea Europeană și încercăm să ne găsim acolo.
14 monografii fundamentale, două fiind publicate la București și respectiv la Petersburg, sunt rezultatele raportate de Institutul Patrimoniului Cultural. O altă noutate este introducerea unei reviste autohtone în baza de date din rețeaua Scopus. Astfel și autorii din domeniul umanistic vor fi evaluați după coeficientul Hirsch, după numărul de publicații cu citări în lume. Recent a obținut un grant european pentru digitizarea arhivei folclorice. În final, ea va fi inclusă în rețeaua online a bibliotecilor din țară și din lume. Reforma actuală, afirmă directorul institutului, n-ar trebui să afecteze procesul de lucru. Nu aș vrea ca să anticipez, sunt într-un fel așa, în așteptare sau circumspect. Vedeți, modelul care funcționează, el poate fi îmbunătățit. Ăsta, după mine, a funcționat. Vom vedea, să sperăm că lucrurile vor merge bine în continuare, în noua noastră formulă, am în vedere de resubordonare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, iar rezultatele nu vor aștepta mult ca să apară. Noi vom încerca și în continuare să ne facem treaba, să producem cunoștințe pentru societate. Părerile sunt divizate. Unii consideră că e o schimbare de structură, iar în spate s-ar afla anumite interese, nu doar materiale, dar și politice. Există opinii că trebuia să păstrăm în Academie institutele cu cercetări fundamentale. O parte din instituții, cel puțin, instituțiile fundamentale pe care s-a fondat și Academia de Științe, fiindcă nu Academia de Științe a fost fondată în Republica Moldova, dar mai întâi, dar instituțiile de cercetări fundamentale și în baza lor de acum a fost fondată Academia de Științe a Moldovei, care a reunit nu numai instituții de cercetare, dar toată masa științifică din Republică. Și deci aceste instituții fundamentale de cercetare, cum ar fi Institutul de Chimie, Fizică, Biologie și multe alte instituții, ele, după părerea mea personală, era rațional ca să rămâie în subordinea Academiei de Științe a Moldovei. Da? Dar viața va arăta, gata, legea este legea care trebuie respectată, ele au fost trecute de acum în subordinea Ministerului, am spus, Educației, Culturii și Științei, și viața va arăta, este practica asta mai bună sau, eu știu, este mai dificilă. Segmentul implementări este cel mai vulnerabil capitol pentru care cei din știință sunt mereu atacați de mass media, publicul larg, chiar și de unii parlamentari prin învinuiri de genul: de ce la piață se vând roșii din Turcia? Unde-i produsul autohton? Noi avem elaborate atâtea medicamente în medicină bune a noastră autohtone, cu mult mai bune, eficace decât cele care noi le cumpărăm tare scumpe din alte țări, da? Și cu mult mai ieftine, adică accesibile, noi le facem pentru poporul nostru ca să aibă. Nu! Ele nu sunt produse numai de atâta. Știți un secret care sunt ieftine? Lor le trebuie să fie scumpere, da? Ca să învârtească acele de 15% să vii venit, adică să gândesc mai mult la profit. Chiar anul ăsta au fost raportate niște compuși organici cu acțiune antitumorală foarte pronunțată, inofensive, adică puțin toxice, care poate într-adevăr să găsească o implementare foarte reușită în practica medicală. Vă închipuiți ce înseamnă tratamentul tumorilor, în special fără operație, da? Asta nu numai să ne închipuim, asta e de către profesorul Godomac cu colaboratorii lui în laboratorul de biochimie medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Simițanu. Au fost obținute grefe noi, tisulare, adică în laborator de inginerie tisulare și la catedră de traumatologie pentru tratamentul osteohondrozei, o boală foarte răspândită în acest sens. Avem rezultate foarte bune în Institutul de Cardiologie, azi în tratamentul în special a infarctului miocardic acut, care în 12 ore poți să-l vezi bolnav, închipuiți după infarct dintr-o dată, extraordinar, cu metode neinvazive, spunem, da? Nu numai cu rezultate frumoase azi ne bucurăm, noi ne lăudăm, da? Că pâine degeaba nu mâncăm ăștia din știință, da? Dar ne confruntăm cu probleme mari, știți, a științei, foarte mari probleme. Condițiile noastre de lucru care sunt, da? Nu mai vorbesc de mijloacele noastre de cercetare, care ele trebuie să fie cele mai performante. Noi azi practica ne-a trecut pe noi, luați laboratoarele practic mai asigurate decât noi știința. Nu-i normal lucrul ăsta. Știința ar trebui să fie asigurată cu mijloace, cu dispozitive de cercetare performante. Asta-i. Care-i remunerarea omului de știință azi?
care e mai mică la cercetătorii științifici, cercetătorii științifici care tineri, care se angajează la loc, salariul lor e mai mic decât minimul existenței pe țară. Asta e salariul, vreți să spuneți, da? Care tânăr va veni azi cu 1800 de lei să aranjeze la lucru? Dar noi vrem când în cercetare, în doctorantură, nu îi luăm pe cei care mai rău s-au învățat, dar pe cei care mai bine, vrem de la nou în sus, nou, 95, aici care s-au învățat bine și vrem să-i atragem noi în cercetare unde să primească 1800 de lei pe lună, da? Salariul mediu de la cercetător până la academician, salariul mediu e 4.000 și jumătate, pe când salariul mediu pe țară e 5.600, adică cu 1.000 și ceva de lei mai mult. Spuneți, vă rog, în doctorantură, oamenii, cum să-i atrage în doctorantură? Asta e rezerva de cadre pe viitor. Spuneți-mi, vă rog, cu 1.000 de lei pe lună, 4 ani de zile, poate să reziste cineva cu familie, cu 1.000 de lei pe lună. Dacă vin 2-3 în doctorantură și așa, nu termină până la urmă, că el nu rezistă, da? Care a terminat mai repede, fuge după hotare. Fără știință nu-i performanță. În orice țară dezvoltată știința, asta e stâlpul societății, da? Stâlpul societății știință. La noi parcă e o cernușăreasă. Spunea cineva că dilema nu constă în faptul unde să se facă cercetare, ci cum să creștem impactul ei. Cine poate să prognozeze mai bine viitorul decât acel care știe trecutul și activează în prezent în domeniul ăsta? Cine poate, dacă nu ei? Cine vede mai bine viitorul dacă nu cercetătorii? În fizică, în chimie, în economie, în domenii sociale, în filologie. Ei văd cel mai bine. Adică cine? Există așa un stupid în conducerea noastră care își pune scopul de a optimiza prin lichidare? Eu cred că asta este o nebunie. Noi avem 3.000 de cercetători în Republica Moldova. 3.300. Foarte mult le place să... Deci, multor analiști și politici și economici și științifici să ne comparăm cu Estonia. Că Estonia are un trend foarte bun astăzi în dezvoltarea în Uniunea Europeană. 7.500 de cercetători are Estonia la 1.000.000 de locuitori. Și noi avem 3.300. Noi cu 3.300 ce probleme științifice vrem să rezolvăm? Numai consolidându-ne la prima etapă putem să arătăm tuturor și societății că noi am reușit ceva. Trebuie să consolidăm institutele cu universitățile, universități și institutele cu sectorul privat. Avem doar, cât avem? Peste 3.000 de întreprinderi care au scris în statutele lor că fac cercetări și inovări. Și undeva 600-700 care fac inovări. 1,5 miliarde sunt investițiile acestor întreprinderi în procesul de inovare în Republica Moldova. 5,5 miliarde este cifra de afaceri. Deci, cifra de afaceri a întreprinderilor, și mai ales a celor mici, majoritatea cele mici și cele mari, 10% am auzit, așa am înțeles după statistică că sunt, care produc, care valorifică inovațiile, cu cifra de afaceri de 5 miliarde. Deci, 5 miliarde de lei intră în produsul intern brut de 100 de miliarde. Ăsta 5%. 5% pentru Republica Moldova cu 3.000 de cercetători este puțin? Este foarte bine. Dar noi trebuie să facem tot ce e posibil ca acest procent să crească. Pentru aceasta trebuie să susținem. Tineretul să susținem din liceu. Să mergem. Liceu, universitate, masterat, doctorat. Să-i susținem. Să le dăm bonusul ca ei să rămână aici. De la liceu. Să nu plece. Da? Pleacă să-l plătim pentru că el va învăța într-o universitate din alte țări. Noi să-i plătim lui bursă ca el să vie și să întoarcă înapoi și să continue să activeze. El să fie școlit într-o altă lume pentru că a schimbat lumea noastră. Schimbarea este o constantă a mișcării, așa spun filosofii. A bate pasul pe loc înseamnă a stagna și a merge în regres. Sau dacă nu o facem noi, o facem mediul și nu putem ști dacă va fi în favoarea noastră.